Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. În emisiunea de astăzi vom continua să vorbim despre biorezonanță și, asociată acesteia, vom aduce în atenția dumneavoastră și câteva informații utile legate de plante necesare imunității. Alături de mine în studio a revenit doamna farmacist Oana Pop, terapeut biofeedback. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am regăsit din nou! Da! Avem emisiuni destul de interesante, adică încercăm să discutăm despre biorezonanță, să aducem în atenția telespectatorilor noștri informații legate de biorezonanță, să-și facă o idee despre cum funcționează, despre utilitatea ei și în același timp să ciupim, să oferim câte puțin informații din nou despre plante și despre utilitatea lor în anumite afecțiuni. Da. Facem o combinație destul de interesantă. Se îmbină foarte bine. Sper să înțeleagă telespectatorii noștri și să-și ia informațiile necesare din ceea ce noi dezvoltăm și vorbim aici. Da. Bine ați revenit în studioul nostru. Bine v-am regăsit. Se îmbină într-adevăr foarte bine biorezonanța cu plantele medicinale și suplimentele nutriționale. Ele de fapt merg mână în mână și de aceea ne ajută împreună amândouă. Data trecută am vorbit mai mult despre evaluarea, ședința de evaluare prin biorezonanță, ce se întâmplă, cum decurge, pentru ce afecțiuni se face. Astăzi vreau să vorbim mai mult despre terapia prin biorezonanță. Terapia prin biorezonanță se numește terapia biofeedback. Eu sunt foarte curioasă, practic, cum se face, pentru că evaluare cu ajutorul aparatului de biorezonanță am făcut și eu. Sau am participat și eu la o ședință de evaluare din aceasta, dar terapie nu. Și este un element de noutate și pentru mine. Vă spuneam că există aparate pentru terapie. Nu toate aparatele care evaluează prin biorezonanță fac și terapie. Depinde de specificul aparatului. Eu personal lucrez cu un aparat care face și terapie și evaluare, dar nu orice aparat de biorezonanță. Depinde de ce principii de funcționare ale. Nu toate fac terapia. Ce presupune terapia? Practic, după măsurarea frecvențelor electromagnetice despre care vorbeam data trecută, deci după ce știm, evaluăm aceste frecvențe electromagnetice celulare ale organismului, aparatul poate furniza frecvențe proprii. De exemplu, aparatul poate furniza către organism frecvența unui ficat sănătos, să spunem, pentru că în ultimele decenii s-au făcut multe cercetări în domeniu și se știe care este, cum se numește în domeniul nostru, semnătura sau amprenta voltametrică, adică se știe pe ce frecvență electromagnetică este un virus, o bacterie, un patogen, o anumită afecțiune, un organ, un țesut. Deci există un standard cuantic al afecțiunilor. Este un standard internațional și noi știm frecvențele organelor sănătoase și atunci noi putem furniza acea frecvență prin intermediul aparatului către organism, indiferent despre ce organ este vorba. Și ce facem practic furnizând această frecvență? Redresăm sau neutralizăm tiparele undelor destructive. Pentru că dacă sunt oscilații nearmonioase sau frecvențe electromagnetice perturbate, noi vom diminua sau chiar putem elimina aceste frecvențe electromagnetice perturbate prin inversarea lor. Putem să facem inversarea lor. Sau dacă oscilațiile sau frecvențele electromagnetice pe care noi le găsim în corp sunt cele sănătoase, ceea ce e de dorit, noi ce putem face? Putem să le amplificăm în scopul vindecării. Și atunci noi, per total, stimulăm, de fapt, capacitatea organismului de vindecare proprie, adică propria lui capacitate de autoreglare și autovindecare. Stimulăm imunitatea, stimulăm resursele organismului, pentru că, să știți, întotdeauna sunt resurse de vindecare. Doar că aceste resurse le pot fi blocate de diversi factori de stres despre care vorbeam. Dar aceste resurse, care pot fi excese sau deficite energetice, noi le corectăm. Și atunci organismul va beneficia din plin de capacitatea lui înăscută de a se vindeca. Noi ajutăm, susținem și stimulăm această capacitate.
Până în momentul în care se face o evaluare, cel puțin aparatul la care am fost eu supusă, avea un senzor metalic pe care a trebuit să-l țin pentru un minut, cam așa. Da. Și pe urmă toate datele din organism au fost transmise unui calculator, unui soft. Cam în asta constă practică. Mai departe, practic, clientul, nu? Pentru că așa am stabilit, să spunem, mai degrabă decât pacient, analizează și vede alături de cel care face terapia, vede datele pe ecran. Ce se întâmplă în cazul în care se face un tratament? Practic, în momentul în care îi se corectează anumiți parametri sau sunt ajustați anumiți parametri cu ajutorul aparatului de biorezonanță, omul simte ceva? Da. În primul rând, știm că nu doar în momentul în care se face evaluarea. Că nu pentru terapie e foarte important să știm că nu putem face printr-un singur senzor. Metoda pe care dumneavoastră ați făcut-o pentru partea de evaluare este în regulă, dar nu doar pentru evaluare. Noi avem nevoie de mai multe evaluare. Da. Ce se întâmplă în cazul în care omul este supus unei ședințe de tratament, să spunem? Ce simte? Ce trebuie să facă? În primul rând avem mai mulți senzori. Vom avea un senzor obligatoriu pentru cap, care îl punem Vorbim pe frunte. Vorbim de senzori exact ca și în cazul unui aparat EKG? Noi folosim niște, cum s-ar spune, niște brățări care se pot pune ușor, sunt moi, comode, iar pe interiorul lor sunt aplicați senzori. Dar vom pune și la articulațiile mâinilor și a picioarelor, pentru că va trebui să avem o puncte de contact mai multe decât un singur punct. Și atunci, prin acele puncte de contact, prin acei senzori, noi vom trimite această frecvență electromagnetică a aparatului. Pacientul ce poate să simtă? Poate să simtă stare de relaxare, poate să simtă foarte puțini, simt intens. Majoritatea au senzații foarte ușoare, de oarecum destindere, să zic, sau pot fi unele impulsuri electrice, simți că parcă circulă un curent electric cu anumite finețe prin organism. Deci undeva se simte, dar e în funcție de percepția personală, să știți. Sau anumite furnicături. Da, pot fi anumite furnicături. Acum, senzațiile sunt plăcute, nu sunt deranjante, sunt senzații în primul rând de relaxare, simți cum se destinde musculatura. Deci nu sunt senzații neplăcute, ședința durează minim 40 de minute, după care noi putem desface senzorii și efectul terapiilor, practic, el începe din momentul aplicării senzorilor, dar și după ce îi desfacem, pentru că efectele se văd timp de o lună după, cel puțin o lună după terapie. Adică o lună de zile să nu simtă nimic persoana respectivă și după aceea să constate că are o altfel de stare. Da. Sau că nu-l mai doare un anumit organ. Există afecțiuni, de exemplu, pentru cele dureroase, când aplicăm senzori și stimulăm expre nervii responsabili cu durerea, durerea se înceteze chiar imediat sau chiar în ziua respectivă. Dar pentru unele afecțiuni cronice, ele se vor îmbunătăți treptat. Începând de la prima ședință, se vor îmbunătăți. Depinde de gravitate și depinde de cât de multe afecțiuni sunt într-un anume organism. Noi oricum terapiile le facem repetat. Noi avem nevoie de cel puțin 10 ședințe pentru a obține un efect stabil. Și de ce repetăm? Asta vreau să vă explic. Pentru că noi, trimițând frecvența electromagnetică sănătoasă către un organ bolnav, să spunem, organul bolnav va primi această frecvență sănătoasă și oarecum va reînvăța sau, să spunem mai corect, își va reaminti frecvența sănătoasă. Iar noi, trimițând repetitiv această frecvență de mai multe ori în mai multe terapii, organul va prelua frecvența nouă.
Adică frecvența unui ficat bolnav, să spunem, este într-o anumită valoare cuantică sau anumiți parametri, frecvența unui ficat sănătos va fi în alți parametri. Dar dacă noi îi trimitem ficatului frecvența sănătoasă, el cu timpul își va reaminti această frecvență și o va stabiliza. Iar prin repetiție, noi știm, repetiție e mama învățăturii, învață din nou. Că de-aia spunem că el știe, dar trebuie să-și reamintească. Și atunci, prin aceste repetiții, noi stabilizăm și corpul se va simți din ce în ce mai bine în mod treptat, pe măsură ce învață sau reînvață. Iar cu inima cum este? În cazul cordului, ce se întâmplă? Noi folosim frecvențele electromagnetice la nivelul întregului corp. Nu folosim, practic citim deci nu global. Strict pe un organ. Nu strict pe un organ, în funcție de nevoile pacientului. În funcție de ceea ce obținem la evaluare, pentru că evaluarea ne va îndruma spre ce domenii de aplicare a terapiei, pe organe, pe imunitate, pe sisteme, poate vrem să stimulăm doar detoxifierea sau limfa, poate vrem să lucrăm pe tot organismul, depinde de ce este nevoie în acel organism. Deci inclusiv terapiile sunt personalizate, deci nu doar tratamentele cu plante sau cu suplimente, pentru că o terapie care se potrivește în organismul meu s-ar putea să nu meargă în organismul altei persoane. În funcție de nevoile respective. Și atunci noi îi dăm organismului ce are el nevoie, ce cere el, nu ce credem noi că ar trebui. Deci respectăm adevăratele nevoi. Și așa cum spuneam și în emisiunile anterioare, fiecare organism reacționează altfel. Exact. Deci nu există o regulă să spunem, de exemplu, că e nevoie de 10 ședințe pentru a trata ficatul sau pentru a corecta anumite probleme care apar în cazul ficatului, pentru că la anumite persoane s-ar putea să fie nevoie doar de 7. Exact, depinde sau de la altă grad. Persoană care este un pic mai bolnavă sau are o anumită vârstă, poate trebuie 12. Să știți că diverse categorii de vârstă răspund diferit. Cel mai bine răspund copilașii. Copilașii răspund foarte bine la tratamente și de multe ori nu trebuie doar câteva. În schimb, cu vârsta, de multe ori nu mai răspunde corpul așa de bine. De ce? Pentru că nu mai are capacitatea aia de răspuns sau vitalitatea nu mai are ca în tinerețe. Pentru că noi folosim capacitățile pacientului, adică darurile lui. Noi lucrăm cu ce? Materialul clientului, cum s-ar spune. Așa este. Și atunci, în funcție de organism și de boală, vârstă, categorie, noi vom folosi ce avem acolo și vom face atâtea terapii cât este nevoie în funcție de client. Nu putem ști la început. La început, prima terapie, vedem cum se decurge, aparatul ne dă la final un fel de procent de beneficiu, iar următoarele le urmărim și îmi voi da seama pe parcurs câte terapii va avea nevoie. Noi, în general, facem un set de 10, dar de cele mai multe ori sunt pacienți la care facem o pauză și repetăm un alt set de 10. Depinde. Depinde de pacient, depinde de cum reacționează, depinde ce, inclusiv ce suplimente dăm adjuvant acestei terapii cu biorezonanță și per total, pacientul va avea un efect general de la toate. Da, spuneți-mi, care a fost cel mai vârstnic pacient al dumneavoastră? Sau client? Pardon. Să știți că am destui. Am suficienți pacienți vârstnici și acum. Am avut de 92-93 de ani. Cel mai în vârstă cred că a fost de 95 care a venit la terapie. Majoritatea ei vin la evaluare pentru că nu știu în primul rând că se poate face o terapie. Și când le explic, pe urmă mulți sunt de acord. Am avut chiar surpriza să văd că reacționează foarte bine și răspunde foarte bine. Dar sunt și cazuri... Colaborează foarte bine. Pentru că este important, așa și cum spun și medicii, că este important ca pacientul să colaboreze cu medicul pentru a se a putea să aplice tratamentul. Și dacă tot suntem aici, haideți să vă spun contraindicațiile pentru această terapie. Vă În primul rând, sunt trei contraindicații de bază. Dacă în organismul nostru sunt implante metalice, acum sunt cazuri cu implante metalice de un fel sau altul, acel organism nu va răspunde așa de bine la terapie ca un alt organism foarte sănătos. După aceea, dacă avem un pacemaker, un aparat de stimulare a inimii implantat, acel organism nu va răspunde la terapie și nu, practic este contraindicat pentru el. Dacă are un stimulator al nervului vag, persoanele care au epilepsie,
Din nou, nu pot face terapia prin biorezonanță. Acestea sunt contraindicațiile de bază, iar pe urmă sunt unele categorii care nu răspund foarte bine și, de exemplu, pacienți care poate și-au scos un organ afară, să spunem colecistul, vezica biliară, poate nu răspunde foarte bine la tratament. Deci răspunsul este în funcție de ce probleme altele noi avem. Cel mai bine răspunde organismul care e sănătos, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, așa este în prezent, și noi stimulăm funcțiile, acestea, funcțiile de reechilibrare și de vindecare a aparatului, a organismului. Spuneți-mi, acele persoane care au tot felul de dispozitive medicale cu componență metalică, pot să participe la ședința de biorezonanță? Pot să participe la ședința de evaluare. Deci putem evalua, să vedem problemele, să culegem informații despre ce are nevoie, ce probleme, ce dezechilibre are, dar nu la terapie. La terapie nu poate participa. Deci am spus implante metalice, pacemaker și stimulator al nervului vag. Acestea sunt cele trei contraindicații. Ceilalți, toți, pot participa, iar în funcție de răspunsul organismului vom avea un beneficiu. Da, putem să vorbim foarte mult, mai ales că biorezonanța este ceva de noutate pentru noi, dar am spus că astăzi o să punctăm un pic și despre plantele pentru imunitate și vom vorbi puțin de imunitate. Mai avem câteva minute până la finalul emisiunii. Da, imunitatea e foarte importantă și mai ales în aceste vremuri. Ideal ar fi ca noi să avem grijă de imunitatea noastră mereu. Pentru că imunitatea noastră este de două feluri. Deci ea este, poate să fie naturală, înăscută sau nespecifică, sau imunitatea dobândită specifică. Când vorbim despre imunitate, noi ne referim la totalitatea mecanismelor de apărare ale organismului nostru împotriva agenților patogeni. Sau capacitatea organismului de a se descurca cu acești agenți patogeni, de la virus, bacterii, paraziți, fungi, astfel încât să rămână sănătos. Iar imunitatea naturală, că v-am spus că este de două feluri, cea naturală, născută, înnăscută sau nespecifică, noi putem să o stimulăm foarte bine cu produse naturale, cu suplimente, plante. Și aici vreau să menționez în emisiunea de astăzi borul organic, vitamina D, vitamina C, cătina, echinacea, plante de bază și constituenți de bază. Despre vitamina C, foarte mulți dintre noi știm deja că este benefică pentru imunitate, dar vitamina D, în ultima vreme, s-au tot descoperit efecte benefice ale acesteia și este folosită din ce în ce mai mult și în foarte multe afecțiuni. Și, în primul rând, stimulează foarte bine imunitatea, stimulează limfocitele T, celulele B, globulele albe, toate. Și atunci organismul nostru va lupta mai bine. De asemenea, vitamina D, ea este responsabilă și de fixarea calciului și a fosforului, precum știm noi, dar ea este responsabilă și de partea de stresul psihic, starea de indispoziție, iritabilitatea, problemele autoimune, bolile autoimune, pentru că și bolile autoimune sunt tot probleme de imunitate, de fapt. Vitamina D este foarte benefică, să spunem, de exemplu, în tiroidita Hashimoto. Este chiar necesară pentru fertilitate, stimularea fertilității, menopauză. Deci această vitamina D are atât de multe beneficii, dar în primul rând pe imunitate s-au descoperit rezultate fantastice și de aceea foarte bine ar fi să o combinăm cu vitamina C. Iar borul organic este deosebit. Noi folosim fructoboratul de calciu. De ce? Pentru că este singura formă a borului non-toxică, care singura formă alimentară a borului pe care noi o putem folosi. Această formă este sigură și non-toxică. Ea este formată din fructoză, bor și calciu. De aia îi spunem fructoborat de calciu. Acest fructoborat de calciu are un rol deosebit în stimularea imunității, imunității nespecifice, acea imunitate noastră naturală, înăscută, pe care toți o avem. Dar borul este benefic și pentru oase. Știm că are un rol crucial în formarea masei osoase și în creștere la copii, în perioada de menopauză, pentru osteoporoză, pentru sănătatea articulațiilor. Deci borul are multe beneficii, dar pentru imunitate este un element cheie. Tot pentru imunitate, cătina și echinacea, cele două plante miraculoase.
Știm de că tine că este un... Și pe care le avem noi le în avem această de zonă, deci nu trebuie să le aducem din alte părți ale lumii. Exact, și mai ales că noi foarte bine asimilăm produsele naturale crescute în zona geografică în care noi trăim. Așa este. Și atunci chiar este recomandabil să luăm cătina. Cătina e supra-denumită ginsengul românesc, să zicem. Ea este un energizant, o polivitamină, are foarte multe vitamine, noi un avem polimineral. Acum echinacea. Echinacea imagini cu echinacea. Avem imagini cu echinacea, foarte bine. Mai și devreme echinacea, aveam cătina pe ecran. Chiar dacă ea este o plantă, de fapt, originară din America de Nord, foarte bine s-a aclimatizat la noi și e o plantă perenă pe care dacă o plantăm odată o să o avem mereu. Putem chiar să ne o plantăm în curte. Eu mi-am plantat acasă echinacea, să știți, și în fiecare an crește foarte, foarte... Nu este pretențioasă. Nu e pretențioasă deloc. Chiar am rămas surprinsă. Și știm că s-a folosit echinacea de-a lungul istoriei pentru toate bolile, de la scarlatină, la difteria, malaria, septicemie. Astăzi noi o folosim în primul rând pentru afecțiunile bacteriene și virale, pentru că ea are glicozide antibacteriene și antivirale foarte benefice și de aceea o folosim în primul rând pentru bolile aparatului respirator, de la faringite, laringite, sinuzite, tuse, inclusiv afecțiunile urechii, otite, pneumonii, tot ce ține de aparatul respirator, căi superioare și căi inferioare, dar și infecții ale tractului urinar. Chiar? Da. În aceea putem să folosim foarte bine și pentru tractul urinar. Și chiar pentru probleme ale pielii. Ea este și antiinflamatoare, ea este foarte benefică ca stimulant limfatic, pentru că sistemul limfatic este în directă legătură cu sistemul imunitar, pentru că el epurează acele toxine produse de metabolism. Ca imunitatea să funcționeze bine, mediul trebuie să fie epurat de toxine. Și atunci cele două lucrează foarte bine împreună, iar echinacea le ajută pe amândouă. Cătina, în schimb, are capacitatea, pe lângă aceea de a fi antibiotică și antivirală în afecțiuni respiratorii, ea este foarte benefică și în afecțiuni hepatice sau în afecțiuni dermatologice. Cătina este un bun cicatrizant la nivelul pielii, bun antiinflamator. Și bineînțeles pentru corectarea tuturor carențelor, pentru că totdeauna într-un organism în care nu există carențe, lipsuri, adică multe, acel organism va fi mai puternic, acel organism va avea o imunitate mai bună. De aceea noi avem grijă la carențe, iar cătina când noi o introducem ca supliment, ea ne ajută și pentru corectarea carențelor și ne și stimulează imunitatea. Adică este, cum să vă spun, un fel de elixir, tot ce are nevoie corpul, și o putem lua sub diferite forme, de la pulbere, sirop, capsule, tincturi ulei de cătină. Ea are inclusiv serotonină, aceea 5 grași omega 3 de care știm noi, antioxidanți, taninuri, flavonoide. Deci ea este benefică pentru foarte multe afecțiuni și pentru întreg organismul. Și trebuie să spunem, având în vedere că este toamnă, da, că sunt foarte indicate în această perioadă, adică ar trebui să facem o cură acum de echinacea, de cătină, astfel încât să ne pregătim organismul pentru sezonul rece. Sigur că da. Sigur. Și în plus, o imunitate bună ne-ar ajuta și în cazul în care, Doamne ferește, având în vedere că acum trecem printr-o perioadă de pandemie, să ne întărim puțin organismul, să fim mai bine pregătiți. Da, da, da. Dacă noi am luat echinacea ca prevenție, se spune că reduce riscul cu 70% de a contracta o infecție. Iar dacă boala e deja instalată, luând echinacea, durata bolii va fi mult, mult mai scurtă și vom face o formă foarte ușoară. Pentru că altfel ajungem să ne facem imunitatea dobândită. Adică prin contact cu agentul patogen, noi vom dezvolta o imunitate dobândită, specifică. Dar e mult mai bine să stimulăm imunitatea preventiv pentru ca organismul să fie pregătit în lupta cu patogenul, indiferent de ce fel de patogen este vorba. Da. Suntem la final? Din nou, suntem la final, da. Trece atât de repede la dumneavoastră timpul încât totdeauna vreau să vă spun foarte multe lucruri și nu reușesc să spun câte aș vrea. Da, din păcate, acesta este timpul alocat emisiunii noastre. Informațiile sunt foarte multe și despre plante și despre biorezonanță și iată, suntem nevoite să tot fragmentăm câte un pic, să amânăm de pe emisiune pe alta tot ce ne programăm.
Dar sperăm că telespectatorii noștri vor reveni în fața micilor ecrane și săptămâna viitoare și în emisiunile viitoare să afle noi informații despre ceea ce vorbim noi astăzi. Da, sigur că da. Mulțumesc, vă aștept și data viitoare. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți. La revedere!